Dragii mei, bun găsit! E post, așa că e vremea rețetelor simple, bune, cu ingrediente la îndemână. Și așa este și rețeta de astăzi. Facem ciulama cu ciuperci. Și firește că nu o vom face cu smântână, dar dacă nu țineți post în perioada aceasta, să știți că pe canal găsiți și rețeta de ciulama cu ciuperci și smântână. Ba, chiar o găsiți și pe cea de ciulama cu carne de pui. Vi le las undeva aici, sus în dreapta, ca să le accesați ușor. Bun, revenind la rețeta de astăzi, ciulamaua o vom îngroșa cu puțină făină și nu-mi săriți în cap, nu prăjim făina, nu e toxică, nu e indigestă, veți vedea că o punem doar ca să îngroașe puțin sosul. Ciulamaua va fi excelentă cu o mămăliguță sau cu pâine, dacă așa vreți voi. Dragii mei, vă doresc post cu folos în continuare, haideți să ne apucăm de treabă și la final vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum a ieșit ciulamaua. Nu e așa că a fost bună? Las aici lista ingredientelor pentru 4 porții. De altfel, sunt foarte puține și le găsiți și la descrierea videoclipului. Ciupercile, eu le spăl rapid sub un jet de apă. Dacă obișnuiți să le curățați cu periuța, e foarte bine și așa. Puteți folosi orice fel de ciuperci proaspete, șampinion, pleurotus, ciuperci brune sau, dacă sunteți mai norocoși, ciuperci de pădure, gălbiori, ribi. Dar nu v-aș sfătui să folosiți ciuperci conservate pentru că ciulamaua nu e la fel de gustoasă cu ciuperci din conservă. De la ciuperci, bineînțeles, folosim și pălăriile, folosim și piciorușele și le tăiem bucăți potrivite cu bulețe cam de 2 cm. Nu uitați ca odată cu ciulamaua să puneți și apă la fiert pentru mămăliguță. Mămăliguța trebuie să fie gata odată cu ciulamaua, ca să le puteți servi calde pe amândouă. Punem uleiul să se încingă într-o tigaie. Tăiem rapid o ceapă în cubulețe și o călim în ulei pentru 2-3 minute, cât să se înmoaie puțin și să devină sticloasă. Punem apoi în cratiță și cuburile de ciuperci și presărăm sare și piper după gust. Vom gusta ciulamaua mai târziu și mai potrivim gustul dacă mai e nevoie. Amestecăm și pe măsură ce se gătesc, ciupercile pierd din volum și lasă multă apă. Nu uitați să mai amestecați din când în când și în mămăliguță, da? Dacă cumva ciupercile voastre nu au lăsat suficient lichid, puteți să adăugați acum puțină apă călduță sau puțină supă de legume. Lăsați ciupercile să se gătească vreo 10 minute, gustați una și dacă sunt gătite și vă mulțumește gustul, putem să trecem la pasul următor. Într-un vas punem 2 linguri rase de făină, cam 20 de grame, și turnăm aici 150 de ml de supă de legume sau apă, dacă nu aveți o supă pregătită. Amestecăm cu un tel de mână ca să desfacem cocoloașele și cu amestecul acesta vom îngroșa sosul din tigaie. Deci nu e decât făină fiartă, nu e prăjită, deci nu are ce să fie nici toxic, nici indigest sau nesănătos, așa cum am mai auzit prin comentarii. Am turnat amestecul în cratiță și de acum încolo făina va începe încet încet să se umfle și să îngroașe tot sosul din tigaie. După ce făina a început să se îngroașe, mai adăugăm 100 de ml de supă sau de apă. Dacă vă place ciulamaua mai fluidă puțin, puteți să adăugați și mai mult de 100 de ml de apă. Amestecăm și lăsăm ciulamaua la foc mic să fiarbă încet încă aproximativ 10 minute, pentru că făina trebuie să se gătească, trebuie să fie bine fiartă. Vom observa că, din păcate, ciulamaua și-a modificat culoarea, așa pățim când gătim ciuperci, se oxidează ușor și nu au cea mai plăcută culoare, dar miroase minunat, va fi foarte gustoasă, sosul s-a îngroșat, așa că putem să dăm cratița deoparte. Gustați și adăugați acum ce mai trebuie, poate sare, poate puțin piper. Și tot acum puneți și puțină nucșoară rasă, dacă aveți și dacă vă place, eu sper că da,
pentru că nucșoara dă într-adevăr o aromă deosebită în astfel de mâncăruri, pe bază de ciuperci sau în sosurile cu făină. Și tot acum, la final, trecem prin presă căței de usturoi, amestecăm, punem și puțin mărar sau pătrunjel, ce vă place să folosiți, și lăsăm cratița acoperită cu capac pentru 5, maxim 10 minute, cât să se combine acolo toate aromele. Vom avea la final o ciulama de post absolut delicioasă. Eu sper să încercați rețeta, să serviți ciulamaua cât e caldă alături de o mămăliguță și mai ales să-mi spuneți și mie în comentarii dacă v-a plăcut. Dragii mei, revin curând cu o nouă rețetă de post. Stați pe aproape! Vă îmbrățișez cu drag! Numai bine!